Salutare, George, îl sunt de la PCN IT și astăzi vreau să discutăm despre o problemă cu care eu m-am confruntat la unele laptopuri noi Office care sunt făcute așa foarte subțiri și uh, nu au mai pus port de internet și atunci, într-adevăr, e Wi-Fi ul mai bun, poate dacă ai un router mai bun nu te interesează neapărat să faci cablu, dar dacă vrei viteza aia maximă, uh, Există și o variantă și a vrea să vă arăt acest adaptor, perca că se vede pe cameră. Pe o parte are USB și pe o parte are port de internet cu mufă RJ45. Și atunci putem folosi jucării asta pentru că cu siguranță orice laptop o să aibă port USB. <laughs> N-are cum să aibă. Și atunci o să luăm cablul de net pe care îl avem de la router. O să-l băgăm în acest adaptor frumos și gata. Acum rămâne doar să băgăm USB-ul în laptop. Dezavantajul e că n-a, e destul de ghiolban, așa, e mare. Uh, un amănunt, nu știu dacă se vede pe cameră, e albastru, vârful aici, la USB înseamnă că asta e USB 3.0. Uh, de ce contează asta? Pentru că va prinde tot uh, acei 1000 de megabit pe secundă, da, tot gigabitul. Și atunci o să avem viteză maximă și nu o să facă niciun fel de bottleneck această jucărie. E o mai scumpă variata 3.0, cred că e vreo jur de 75-80 de lei. Eu mai am aici și această jucărie care arată exact la fel, dar e USB 2.0 și dacă ne uităm puțin atent, vedeți că o mufă e albastră, una e albă. De obicei ne putem da seama și după culori ce versiuni de USB sunt, bine, scrie și pe ele, mă rog. Asta e 20 de lei USB 2.0 și asta e de 4 ori mai scumpă, dar duce full gigabitul. Totuși, nu e neaparat nevoie să luăm varianta mai scumpă, pentru că eu am folosit acesta 2.0 ieftin la 15-20 de lei și pentru chiar și pentru gaming merge foarte bine, latențele sunt exact aceleași, dar când e vorba de descărcat jocuri sau filme mai mari, atunci e clar că nu o să ducă aceeași viteză pe care o poate duce USB 3.0 și atunci depinde de voi cât sunteți dispuși să plătiți, dar cam asta e varianta. Am băgat cablu după care îl conectăm frumos la PC și gata, am rezolvat problema <laughs> dacă se vrea cablu. Sper că v-a ajutat aceste informații și abonați-vă la canalul meu pentru mai multe videoclipuri de genul.